Organizația Mondială a Sănătății cere guvernelor să reintroducă obligativitatea purtării măștii de protecție. Reprezentanții organizației susțin că numărul deceselor la nivel mondial provocate de COVID-19 este inacceptabil de mare și recomandă guvernelor să ia măsuri precum obligativitatea purtării măștii de protecție și ventilarea spațiilor închise. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că virusul SARS-CoV-2 circulă liber și că numărul deceselor la nivel mondial este inacceptabil de mare. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că sub variantele Omicron continu o să genereze noi valuri de cazuri, spitalizări și decese în întreaga lume. El a îndemnat guvernele din întreaga lume să implementeze măsuri precum utilizarea măștii și îmbunătățirea ventilației. Numeroase guverne au renunțat aproape complet la restricțiile privind coronavirusul în urma lansării cu succes a vaccinurilor. Totuși, directorul general al organizației a subliniat că pandemia nu este nici pe departe încheiată. Sunt îngrijorat de faptul că numărul cazurilor de COVID-19 continuă să crească, punând o presiune suplimentară asupra sistemelor de sănătate și a lucrătorilor din domeniul sănătății, care sunt încorsetați. Sunt de asemenea îngrijorat de tendința de creștere a numărului de decese, a declarat președintele Organizației Mondiale a Sănătății. Printre variantele și subvariantele urmărite de către Institutul Internațional se numără BA275, care a fost descoperită pentru prima dată în India în luna mai. Oamenii de știință spun că varianta ar putea fi capabilă să se răspândească rapid și să ocolească imunitatea de la vaccinuri și infecțiile anterioare.